De două zile, furtuna Isha, cu vânt de până la 170 de kilometri și ploi puternice, a perturbat serios transporturile din Marea Britanie și Irlanda, unde sute de mii de case au rămas fără curent electric. Cel puțin doi oameni și-au pierdut viața, iar de mâine urmează o altă furtună. Pe de altă parte, numărul americanilor care au murit în ultima săptămână de frig sau din cauza zăpezii și furtunilor a trecut de 90. În Anglia, vântul a bătut chiar și cu peste 170 de kilometri pe oră. În părțile nordice ale Irlandei de Nord, Angliei și Scoției, nu a mai fost vânt atât de puternic de 10 sau chiar 20 de ani. Un bătrân de 84 de ani, pasager în mașina peste care s-a prăbușit un copac într-o localitate din Scoția, și-a pierdut viața. Românii din Dublin au simțit direct furia furtunii. Un vânt foarte, foarte puternic, au început să cadă copaci. Sunt foarte multe școli care au închis din cauza că au rămas fără curent. Sunt undeva la 235.000 de oameni rămași fără curent. Toate serviciile feroviare au fost suspendate în Scoția, de aseară și până astăzi, la prânz. Multe trenuri au fost de asemenea oprite în Anglia. Pe aeroporturi, de la Dublin, Belfast și până la Londra, piloții s-au străduit din greu să aterizeze, din cauza vijeliei. Iată cum a atins pista unul dintre avioane, urmărit de un pasionat care a și comentat momentul. Zeci de curse aeriene au fost anulate sau redirecționate în Regatul Unit, dar și în Olanda. Totodată sunt în vigoare zeci de alerte de inundații. Over the next 24 hours or so is to take extreme caution, especially if near to the coast or even inland waterways. În Italia, valurile foarte mari ridicate de furtuna Isha au îngreunat acostarea unui feribot în regiunea Lazio. Erau 120 de oameni la bordul vasului. Nimeni nu a fost rănit, dar zeci de mașini au fost avariate. În schimb, nordul Spaniei a fost lovit de o nouă furtună de zăpadă. Sute de oameni au rămas cu mașinile în nămeți, la aproape minus 15 grade Celsius. No me esperaba esto, la televisión no anunciaba esto como tal. Yo me he puesto a mirar el tiempo y ponía más al norte, pero esto nadie lo ha previsto. Peste ocean, în Statele Unite, într-o săptămână au fost înregistrate aproape 90 de decese în 13 state federale din cauza gerului. Tennessee, Mississippi și Oregon sunt cele mai afectate. Într-un oraș din sud-vestul Chinei, cel puțin 47 de oameni au fost dați dispăruți după ce o alunecare de teren le-a distrus casele.